Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod marca Gen Car Motors, un nou episod. Astăzi avem un Golf 4 cu ceva mai multe zgomote. Un Golf 4 la care vom încerca să rezolvăm aceste probleme și să dăm mașina fetei, că este o fată, o începătoare, să dăm în cele mai bune condiții. În primul rând avem acest zgomot la ștergătoare. Cam așa fac ștergătoarele ei, din păcate. Mai mult ca sigur ansamblu de ștergătoare este gripat. Vom demonta grilele și vom vedea ansamblu despre ce este vorba. Iar ea ne-a mai spus faptul că roata după dreapta spate scârție, această roată scârție și s-aude un zgomot destul de puternic. Ne-a spus că a avut un mic incident pe partea asta. Opa. După cum se vede, cred că este vorba de uzura plăcuțelor de frână. Discul acesta este ușor afectat. Da? Mai mult ca sigur, plăcuțele de frână au ajuns fier pe fier. Da? Uitați cum discul la partea de sus, discul este uzat. Exact ce vă spuneam, discul este mâncat, plăcuța a ajuns fier pe fier, dar e vorba de plăcuța exterioară. Vom demonta imediat, vom vedea despre ce este vorba. Pe partea cealaltă este bine, dar plăcuțele vin set, se vor înlocui și pe stânga și pe dreapta. Și vom verifica etrierii și culisele. Da, culisele de la etrieri trebuie neapărat date afară, curățate, gresate. Deci acum vom desface etrierul.
Așa arată plocțele de frână, după cum observați. Destul de uzate. Da, și cea de la pistonaș. La fel. Este destul de uzată. Da. Culisele, culisantele de la etrier merg, nu sunt blocate. Și cea de jos. Noi le vom demonta, le vom curăța și le vom gresa. Iar aici, la pistonaș, vom pune presa acum, să vedem dacă lucrează în parametri, după care, dacă totul este în regulă, vom monta alte plăcuțe. Nu vom schimba discul pentru că e foarte puțin afectat, pe interior chiar deloc. Acest disc va mai merge mult și bine. Acest pistonaș de la etrier era foarte puțin sau parțial blocat. Am reușit să-l deblocăm și să-l facem să meargă cum trebuie, da, prin folosirea presei. Deci prin folosirea acestei prese, da, pentru că în momentul în care tu îl împingi, trebuie să se și rotească. Am scos culisele, am curățat un pic canalul pe care culisează și acum, cum vă spuneam, le-am gresat. Așa trebuie să lucreze ele. Și pe cea de jos. Și cam asta a fost pe partea aia stânga a mașinii. Vom monta plăcuțele și vom trece pe cealaltă parte. Așa arată pe partea dreaptă, pe partea stângă, pardon, stânga a mașinii, discul. Am montat presa. Plăcuțele erau ceva mai bune aici. Da? Și la fel ca pe partea dreaptă, pistonașul merge destul de bine. E foarte important să folosiți această presă. Nu e nicio avere, dar vă faceți treaba mai bine. O mână era și mai bine. Am ajuns la capăt. Nu uitați, v-am zis să culisați și să gresați culisele, da? Culisele de la etrier și jos și sus și să montați corect plăcuțele de frână. Am terminat de montat plăcuțele de frână, etrierul, așa cum spuneam, am deblocat cilindrii, am curățat și gresat culisele, am înlocuit plăcuțele de frână. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să dați un like, share, subscribe la acest canal. Vă mulțumesc, toate cele bune!